După o lungă perioadă de timp în care nu am mai avut parte de niciun update sau leak referitor la CS2 din partea Valve sau a comunității, toată lumea fiind mult prea preocupată de ultimul major de CSGO din istorie, iată că încep ușor-ușor să apară din nou informații. Salutare, eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip vom vorbi un pic despre o posibilă dată în care CS2 este posibil să se lanseze, dacă nu în versiunea full, măcar în versiunea beta 2 cum ziceam, după o perioadă de liniște, două noi informații au apărut pe internet din partea comunității. În primul rând, de pe Twitter-ul lui Kila, aflăm că cei de la Valve și-au datat statutul pe HackerOne, una dintre platformele pe care hackerii sunt plătiți pentru a raporta baguri în loc de a le exploata. Pe această platformă sunt și cei de la Valve activi, iar de curând au anunțat că începând cu data de 14 iunie, nu vor mai accepta reporturi ce țin de CSGO. Asta înseamnă că, începând cu această dată, Valve oficial își va realoca resursele către noul joc CS2. Acest lucru poate însemna orică în jurul acestei date de 14 iunie va avea loc ultimul update de CSGO, ceea ce ar avea sens, având în vedere că încă trebuie să primim reducerea de 75% la capsulele de la acest major, orică CS2 va primi un nou update. Asta nu înseamnă neapărat că CS2 se va lansa în totalitate, ci după părerea mea înseamnă că un nou val de invitații în beta, episodul 2, vor fi lansate alături de hărți noi și alte modificări în gameplay de care noi încă nu știm. În al doilea rând, cineva cu mult prea mult timp liber a stat și a analizat în detaliu cele trei videoclipuri de prezentare de la anunțul de lansare al CS2 și a găsit o adnotare în colțul unui videoclip care zice cam așa I think we should do this 7.15 Ceea ce în traducere înseamnă că cred că ar trebui să facem asta, iar 7.15 este o dată ce semnifică 15 iulie. Problema cu această dată este că pică într-o sâmbătă, o zi în care este cunoscut faptul că Valve nu lansează update-uri și cu siguranță nu vor lansa un update atât de mare și de important într-o zi de sâmbătă, o zi liberă. Prin urmare, această descoperire cred că este doar a unei adnotări, menită special să creeze hype și doar atât. Cât despre ce înseamnă asta pentru economia skinurilor de Counter-Strike, atunci asta este foarte simplu. Până în apropierea acestei date, din punctul meu de vedere, skinurile vor continua să scadă ușor în preț sau să se mențină la nivelul actual, urmând ca la următorul anunț al CS2 prețurile să crească din nou la nivelul la care au crescut și prima dată, mai multă lume având acces la noul Counter-Strike. Trebuie avut însă în vedere și faptul că urmează și reducerea de 75% la capsulele de la Major, moment în care prețurile vor scădea din nou, multă lume alegând să vândă skinuri pentru a investi, pentru a avea bani de fapt să investească în capsule. Problema mea apare în momentul în care reducerea va fi anunțată odată cu noul beta de CS2, caz în care chiar nu știu care va fi dinamica prețurilor. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like și abonați-vă și dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai apladez un videoclip. Iar noi ne vom mai auzi în momentul în care apar informații noi despre CS2, despre update-uri sau despre noutăți legate de Counter-Strike. Rămâneți cu bine, salutare!